Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș desfășoară până pe data de 31 august campanie de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni și bicicliști cu denumirea Asigură-te că ești văzut. În primele 6 luni ale anului 2019, în județul Călăraș s-au produs din vina pietonilor 17 accidente grave de circulație, în urma cărora 8 persoane au decedat și 9 au fost rănite grav, cele mai frecvente abateri fiind traversarea neregulamentară și fără să se asigure. Totodată, 5 accidente de circulație grave s-au produs din vina bicicliștilor, în urma cărora o persoană a decedat și 4 au fost grav rănite, cele mai frecvente abateri fiind schimbarea direcției de mers fără asigurare și consumul de băuturi alcoolice. Așadar, abateriile săvârșite în trafic de bicicliști și pietoni constituie cauza principală de producere a accidentelor grave de circulație în județul Călăraș. În calitate de participanți la trafic, pietonii și bicicliștii sunt expuși riscului de a fi implicați în accidente grave de circulație, cel mai adesea prin acțiuni cum ar fi traversarea neregulamentară și fără să se asigure, consumul de băuturi alcoolice, neechiparea corespunzătoare a bicicletelor, nepurtarea vestelor reflectorizante, lipsa sistemului de frânare sau a luminilor, necunoașterea sau neaplicarea semnelor și regulilor specifice de circulație stabilite și, nu în ultimul rând, lipsa căștii de protecție a bicicliștilor, care poate reduce semnificativ vătămarea suferită de aceștia în cazul implicării în accidente. Astfel, premergător începutului de an școlar, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică în zona adiacentă unităților de învățământ, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Călăraș vor desfășura activități preventive atât în mediul urban cât și rural pentru a preveni producerea de accidente rutiere în care sunt implicați pietonii sau bicicliștii. Totodată, bicicliștilor le-au fost înmânate veste reflectorizante cu mesaje preventive. La nivelul județului Călăraș, principalele cauze generatoare de accidente de circulație grave, soldate cu răniți grav și persoane decedate, reprezintă abateriile săvârșite de pietoni și de bicicliști. În acest context, la nivelul serviciului rutier, s-a demarat o campanie de conștientizare a acestor categorii de participanți la trafic cu privire la riscurile la care se supun în cazul nerespectării regulilor de circulație. Aici aveți câteva exemple și de cum să traversați trecerea pentru pietoni atunci când sunteți biciclist, da? Cam și doi nepoți. Da, mulțumim. Ca să păstreze distanța. Da, nu? Mulțumesc!